Teddy, te salut și te felicit în același timp pentru acest rezultat scos in extremis iată în ultimele minute. De când te-ai mai bucurat așa la final? Nu știu dacă m-am mai bucurat vreodată. Bună seara tuturor! Înainte de toate, da, am întâlnit o echipă superioară nouă, asta știam, cu mulți jucători, cu multă calitate, cu multă experiență, cu un nivel foarte bun. Am gândit într-un fel strategia, ne-a ieșit, din păcate, puțin din ce am gândit. A fost și timpul foarte scurt în care am încercat să pregătim mai mult la tablă decât pe teren, că n-am avut gând. Am vrut să acoperim mai bine terenul, am vrut să aducem puțin energie în linia de fund, pentru că fundașii noștri centrali au fost foarte expuși în Kosovo, cu multe dueluri, pe un teren greu, și am vrut să câștigăm puțină prospețime acolo, să protejăm mai mult flancul, în mod special în stânga, unde de ani este improvizație. Dar ce nu ne-a ieșit, în momente de tranziție vroiam mai multe, adversarul ne-a împins mai jos decât vroiam și ne-au lipsit, bineînțeles, în prima repriză și momentele noastre de atac poziționat. Ați avut trei fundași și a schimbat sistemul, cu toate astea tot ne-au surprins acolo. Da, pentru că există foarte multă calitate individuală, există multă omogenitate, sunt jucători cu multă valoare, personalitate și strategia a fost să stăm cât mai mult în joc, în rezultat, ca spre partea a doua jocului să riște și ei să deschidă, să căutăm spațiile și să intrăm cu jucători de viteză. Cum am spus, prima repriză nu ne-a ieșit așa de mult cum ne-am dorit, dar echipa a arătat suflet, a arătat spirit, a arătat caracter imens și cine crede până la final de multe ori e răsplătit. Și aș mai vrea să mai spun ceva. Clar că azi echipa Elveției e foarte valoroasă, putea să câștige fără doar și poate jocul, dar o echipă cu inimă mare, foarte mare, a reușit să revină și să aducă încă un punct la clasament, dar și foarte mult moral pentru perspectivă. Îmi felicit toți jucătorii și să știți că Mihail a dat golul 2 cu ruptură musculară. Spune-mi, te rog, ce le-ai spus la pauză și ce urmează? Mai avem 2 meciuri, vine Israel, vine Kosovo. Nu pot să intru în foarte multe detalii, pot să spun doar că am mizat mult pe credința noastră în continuare. Dumnezeu ne-a răsplătit pentru muncă, dar am spus că nu mai avem nimic de pierdut, că trebuie să arătăm mai mult că putem și noi să construim, putem să avem și noi momente noastre de inițiativă, putem să arătăm mai multă încredere și personalitate în joc. Și eu spun că repriza a doua au fost lucruri clar mult mai bune decât în prima repriză.